Bună, dragilor, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi sunt alături de voi cu un clipuleț de make-up și anume un review la o palețică pe care am cumpărat-o recent. Este o paletă de la o companie pe care eu am ignorat-o. În ultima perioadă i-am dat chiar unfollow pe Instagram. Este vorba despre Too Faced. Astăzi o să discutăm despre o paletă de la ei care cred eu că este ediție limitată, deși nu sunt sigură. Mie mi-a atins inima și m-am îndrăgostit de ea iremediabil. Este o paletă micuță, este o paletă pe care o port astăzi la ochi și la finalul clipulețului o să vă las tutorial la make-up-ul pe care l-am realizat și pe care îl port acum. Este vorba deci despre palețica Shake Your Palm Palms de la Too Faced. Asta este cutia palețicii. E o cutie foarte frumoasă cu palmieri și știți că eu iubesc palmierii. Are un roz, are un fel de neutru, o piersicuță deschisă, nu știu cum să zic, un fel de bej. Are palmieri verzi, pentru că exact nuanțele astea o să le găsim în interior. Vedeți la mine pe placă, este un fel de verde măsliniu. Pack your bags and shake your palm palms. Să-ți scuturi palmierii. We're taking you someplace pretty. This is the one palette you can depend on to create any look you need with a collection of go anywhere rich neutrals in matte, shimmer and pearl finishes. Smells like a peaches and cream vacation dream. Da, deci avem un miros super, super drăguț la palețica asta. Miroase piersicuțe combinate cu cocos, mi se pare mie. Înainte să cumpăr paleta, am urmărit câteva clipulețe pe YouTube cu review-uri și majoritatea persoanelor spuneau că se miră că nu miroase a cocos. Pentru că este o paletă care ar trebui să miroase a cocos, dând așa vibe-uri de vacanță cu palmieri, cu plajă, mă rog, dar nu miroase a cocos. Mie mi se pare că miroase. A cocos combina cu piersică. E un miros tare ciudat, dar plăcut mie. Nu am de la Too Faced nicio palețică care să miroase a piersică. Și ei au de mult colecția cu pici. Peaches and cream, mă rog, cum este, tot cu piersică, dar eu nu am nicio palețică de genul și mă bucur mult că am mirosul ăsta. Am mai avut chocolate bar de la Too Faced și bonbons, aceea roz, cred că a fost prima mea paletă Too Faced, aia roz, și aia mirosea a ciocolată. Și de cum nu mirosea a piersică, iar asta mirosea a piersică combinată cu cocos. Mie așa mi se pare, e un miros super plăcut de insulă, tropical, soare, cocktail, shake your palm palms, exact cum se numește asta. E o palețică care sper că nu e ediție limitată, pentru că era la început când a apărut, aproximativ la încheierea anului 2019, cred că a apărut, și era exclusiv Sephora, ceea ce eu știți că nu am Sephora în Marea Britanie, nici eu, nici nimeni care locuiește aici și nici nu cred că o să avem în curând și nu am știut de existența ei, pentru că, repet, am dat unfollow companiei Too Faced pe Instagram. De ce? Pentru că mi s-au părut prea, nu știu, prea copilăroși, prea copilăroși Gerard Blandino, cel care conduce Too Faced, nu prea îmi place de el, nu prea este în grațiile mele și de asta am zis, băi, le dau un follow. Am și aruncat palețica Chocolate Bar pentru că nu mi se părea chiar pe gustul meu ca și calitate, așa că am zis, nu-i mai urmăresc, gata. Deși am discutat despre produsele lor în New Makeup Buy sau Buy, iar acum palețica asta mi-a apărut de nicăieri, pur și simplu, când mă uitam pe site-ul Look Fantastic. Uitam cu totul altceva pe lookfantastic.com și mi-au dat sugestie, poate vrei să vezi paleta asta, wow. Când am văzut-o, am zis, what is this? Ce e asta? Trebuie să văd. Am dat click pe ea și am văzut Too Faced Shake Your Palm Palms Too Faced. Mamă, n-am mai auzit de mult de ei. Am uitat la nuanțe, super drăguțe. Aveam cupon de 20%. Bun, caut pe YouTube review-uri. M-am uitat, am văzut nuanțele sociuite, am văzut păreri A+, 10+, la palețică și am zis trebuie să iau. Așa că am cumpărat-o cu 20% redusă de pe lookfantastic.com și este aici în mâinile mele și o să vă arăt chiar acum. Aici aveți palețica Shake Your Palm Palms, are palmieri aici pe care să-i shake-uim, cum spune. Este o paletă care e din metal, dar metal de lux, nu știu cum să mă explic. Persoanele care aveți chocolate bar, am avut și eu chocolate bar, v-am zis, era tot așa din metal din ăsta. Ei, seamănă mult ambalajul cu ăla de la Chocolate Bar. Nu e o tinichea din aia cum găsești, te duci în Boots sau Superdrug aici și găsești paletele de la Makeup Revolution, de la companiile astea mult, mult joase. Alea par ieftine, deci sincer, când pui mâna pe ele, Number 7 sau care mai sunt, alea par ieftine. Asta este o cutie, pentru că auzi, se aude așa, tare. Este tare, este finuță, când pui mâna pe ea, pare lux în momentul în care o atingi, asta era ideea mea. Frunzele astea de palmieri, eu dacă aș putea mi-aș îmbrăca toată camera, toată casa în palmieri, pentru că îmi plac foarte mult. Într-o să găsim 8 nuanțe, 2 din ele sunt mai late, mai dreptunghiulare, iar celelalte 6 sunt pătrate. Cele dreptunghiulare, nuanțele 2, au 0,95 de grame, iar celelalte 6, fiecare are 0,8 grame. 0,7 au cele de la Anastasia, mi se pare destul de rezonabil și acum haide să o deschidem. Este făcută în, unde zice, Made in USA, este făcută în America, ok? Uite aici, Shake Your Palm Palms.
Din punctul meu de vedere, palețica asta, Shake Your Palm Palms, este top de la Too Faced. Și spun asta, vând deja chocolate bar și bombă. Am sociuit chocolate gold, cred, în Debenhams când am fost la un moment dat și nu mi s-a părut mare brânză, sincer. Dar asta, comparând-o cu chocolate bar, de exemplu, chocolate bar este undeva la nota 4 pentru mine, 3-4, asta e la 10. Ca să vă dați seama de la început, înainte să vorbesc mai multe lucruri despre ea, îmi place enorm de mult. Enorm. Închiderea magnetică, cumva vedeți. Hop. Deci e foarte sigură dacă plecați cu ea să călătoriți. Nu o să se spargă chiar dacă cade pe jos, sper să nu. Dar nu se sparge pentru că are ambalajul super, super puternic. Ăsta este spatele ambalajului. Aveți aici numele nuanțelor scrise, pentru că în interior pe palețică nu sunt scrise și mi se pare ok. Interiorul l-ați văzut, e cu auriu printre nuanțe, mi se pare foarte lux, foarte elegant și n-avea rost să mai scrie și nuanțele, sunt scrise pe spate. Vrei să vezi cum se numește nuanța, întorci paleta și nu-i bai, nu-i nicio problemă. Așa, vedeți, cu auriu, exact cum spunem, foarte, foarte frumoasă paleta. Eu o țin deasupra la birou, pentru că mă uit mereu în oglinda ei atunci când îmi fac sprâncenele, când mă dau cu cremă, când mă dau cu ser, când mă trezesc dimineața, o păstrez deasupra. Când o deschid să mă uit în oglinda ei, să-i folosesc oglinda, miroase frumos. Și acum haideți să luăm nuanțele la rând, să le facem swatch-uri, să vedem cum se numesc. Nuanța asta de aici este un satin, nu este un metalic bam, dar este satin foarte frumos. Vedeți cum am în interiorul ochiului, ce puteți să vedeți, că am dat lumina mai jos să vedeți culorile exact cum sunt în palețică, pentru că lumina tinde să ia din culori, din intensitatea lor atunci când este prea puternică. Avem nuanța asta care nu prea știu cum să o pronunț. R and R. R and R. Atât. R and R. Apoi, următoarea vine Do Not Disturb. Astea două sunt cam aceeași formulă. Asta este un roz foarte finuț, dar metalic în sensul plăcut, metalic în sensul ușor și mie îmi place foarte mult nuanța asta de roz. Deci, Do Not Disturb. Apoi, avem nuanța asta care e superbă. Asta se numește Tough Coconuts. Nuci de cocos dure, eu așa l-aș traduce și este o nuanță mată cremoasă, superbă. Toate nuanțele mate din palețica asta sunt foarte cremoase, parcă am ajutat cu, nu știu, cu un de arahide în pliul ploapei, așa e de moale și de cremos. Apoi, următoarea nuanță se numește Suns Out, Buns Out. O să scriu și pe ecran oricum, pentru că sunt ciudate numele. Apoi, nuanța asta de jos de aici este o nuanță caramel sărat, super frumoasă și cred că mai au ei una de genul. Chiar se numește Salted Caramel, dar nu știu în ce paletă este. Seamănă foarte mult cu asta. Asta se numește Get Laid Over. Ok. După care avem I'm Outta Here. Nuanța asta care e popul paletei din punctul meu de vedere și pe care o am pe pleoapă astăzi și o să vedeți cât de frumos se aplică. Apoi avem nuanța asta care este BAM din punctul de vedere al unei nuanțe metalice, că încep să mă bâlbâi. Se numește Vitamin C, nuanța asta de aici și este incredibil de sclipicioasă și de frumoasă și de reflectivă și de tot. Iar ultima nuanță de aici din colț și cea mai închisă și pe care o am eu pe linia de jos se numește Let's Și Bounce. acum let's do some swatches. După ce am văzut nuanțele, să facem niște swatch-uri ca să le vedeți mult mai bine. Așa arată toată paletica Shake Your Palm Palms. E o paletă superbă, dacă mă întrebați pe mine. Verdele ăsta de aici, am căutat dupe în toată colecția mea, chiar și în paleta Metropolis de la Natasha și nu am dupe pentru verdele ăsta. Nici paleta de la Charlotte Tilbury, Green Lights, nu are verde din ăsta, este mult mai galben ăla și mult mai auriu. Mă bucur enorm de mult că am cumpărat-o, pentru că este o paletă incredibil de frumoasă și calitatea este A+. Mirosul e incredibil de superb. Aș mirosi eu non-stop. Aș mirosi eu non-stop. Din paletica asta puteți faceți lucruri diverse, vedeți bine, puteți faceți un look super simplu doar cu nuanțele astea două de aici, rozul ăsta super bombon și drăguț și cute și nuanța asta satin, cum se numea, că nici mai țin minte cum se numea. După aia puteți să puneți doar asta în pliul ploapei și asta pe ploapă, pentru că este foarte simplu make-up-ul. Dacă vă băgați în partea asta, deja intrați în deep. Nu este nicio interdicție pe cutia palețicii,
pur și simplu să o folosești și atât. Acum să vedem unde putem cumpăra palețica, cel puțin în Marea Britanie și probabil vă întreba și în Europa. Nu știu despre Europa, dar sunt tare curioasă să-mi spune și mie dacă site-ul lor, tuface.com, livrează în Europa. Eu am intrat chiar azi dimineața pe site-ul lor să caut palețica, pentru că pe Look Fantastic și pe Debenhams este sold out. Nu este și spuneau că nu livrează în Marea Britanie. Spuneau scuze, ieși de pe site mai pe românește pentru că nu livrăm în Marea Britanie. Și am zis ok, oricum nu comandam de pe Tuface pentru că plăteam taxe de import și toate nebunile, așa că am ieșit de acolo. Și unde credeți că am găsit-o? Astăzi o găsiți redusă 15 sau 20% la Boots și o puteți cumpăra cu doar 17 lire. Da, dar 17 lire minunății, asta mie nu vine să cred. Chiar m-a întrebat cineva unde o găsește să o cumpere pentru că a văzut-o la mine în vlog și am căutat-o pentru fata respectivă și era sold out. Nu mai era disponibilă, dar după aia, după ce am intrat pe site-ul lor, Google mi-a dat opțiunea Boots și am intrat pe boots.com și am văzut că mi se aplică în coș și reducerea. Deci paleta asta 17-18 lire undeva, exact atât cât am dat și eu pe ea de pe Look Fantastic. Mi se pare o afacere incredibilă pentru că aveți destul fard aici cât să vă ajungă mult timp de acum încolo și puteți crea lucruri diverse. Lucruri fun, amuzante, colorate, de vară, de soare, de bucurie. La capitolul ediție limitată, sincer, nu știu dacă este ediție limitată, deși sper să nu. Și mă bucur că au scos-o de la exclusivul Sephora, pentru că eu nu am acces la Sephora și au băgat-o și în Marea Britanie pe Debenhams. Ați văzut, poate revine în stoc pe Debenhams sau Look Fantastic, dar momentan o găsiți la Boots și redusă. Deci mă repet, Boots are momente când bagă reduceri și din câte știu, livrează internațional. Chiar și în România, dacă nu mă înșel. În România sunt curioasă dacă o găsiți. Îmi spuneți și mie dacă ați văzut-o la Sephora cumva sau a apărut chiar și în decembrie sau noiembrie anul trecut când a apărut, pentru că eu nu știam de ea și mi-a apărut random și mă bucur că am descoperit-o și în modul ăsta. E o paletă incredibil de frumoasă și mi-a luat ochii. Când am adus-o în colecția mea, v-am zis, stai aici deasupra la măsură. Paleta anunță clar că are nuanțe satin, metalice și mate. Astea două sunt satin pentru că se vede, sunt mai timide. Celelalte, nuanța asta de aici care e metalică și nuanțele astea două de aici sunt wow. Asta verzuie mi s-a părut unică și dacă tot veni vorba de asta, haide să o socuiesc pe aia de la Charlotte Tilbury să vedeți, pentru că e o paletă permanentă aia practic, paleta Rebel, cum am zis că se numește, și are tot nuanțe verzui, dar nu seamănă cu asta. Aici avem Charlotte Tilbury, e și asta o paletă superbă și ca ambalaj, mai vreau fardul Charlotte Tilbury. Dar să vedem nuanța asta de aici, verzuie. Să o pun lângă cea verde, pentru că mie mi s-a părut că nu seamănă acum. Hai să vedem mai bine. Așa. Ok. Uitați-vă cum vine asta de la Charlotte Tilbury și asta de la Too Faced, vedeți? Că nu este la fel. Asta e mult mai timidă de la Charlotte Tilbury. E mai soft. Iar asta de la Too Faced e wow. Și este mai măslinie, dacă nu mă înșel. Mai olive. Și asta e, deci, mult caton mult jos și mai ales ca sclipire față de asta de la Too Faced, vedeți? Too Faced, Charlotte Tilbury. Ok. Concluzia mea finală legată de minunăția asta este că e o paletă extraordinar de frumoasă. Să le luăm pe rând. Nuanțele sunt destule la număr și versatile din punctul meu de vedere. Nuanțe ca și calitate extraordinară. Matele, asta de aici, asta și asta sunt superbe. În momentul în care le aplic pe astea în pliul pleoapei, pentru mine e un vis. Deci se blânduiesc aproape singure și arată incredibil de drăguț. Sunt niște nuanțe neutre la mijloc. Deci nu sunt prea galbene, nu sunt prea roșii, sunt perfecte. Asta e ca un, nu știu, ca un caramel sărat. Exact așa arată, e super drăguță nuanța și îmi place foarte, foarte mult. Sunt niște nuanțe rezistente. Mă machiez, de exemplu, la 11 dimineața, iar seara la 9 când mă demachiez, machiajul este acolo. Nu se strânge, nu dispare, este la fel de metalic. Am probat lucrul ăsta pentru că am folosit-o de multe ori de când am cumpărat-o. Așa că am o bază în momentul în care spun că rezistă pe ochi, pentru că am testat-o și chiar rezistă timp îndelungat pe ochi. Cu farduri ușoare pe care le aplici, nu sunt grele, nu ultra sclipici, cum are Huda, de exemplu, de scade pe sub ochi sau Natasha. Deci sunt farduri normale, frumoase, finuțe, pentru oameni normali.
Să poți o iei doar pe ea, cum zic ei în călătorie, că de asta și palmierii Shake Your Palm Palms, te duci în vacanță undeva câteva zile, o săptămână și iei doar o paletă cu tine, că nu o să ții toată colecția cum am eu aici, asta e perfectă. În ochii mei cam decăzuseră Too Faced și mi se părea că puneau mixuri în palete, de exemplu Chocolate Bar avea o parte super bună de nuanțe ca și calitate, dar altă parte proastă. Abia scotai ceva din fardul ăla de acolo sau nici de cum să-l pui pe ochi să se aplice. Asta zic că era așa și așa. Paleta de la Too Faced, aia cu inimioare tot așa, pe care am avut-o pusem să-mi pierd încrederea în Too Faced, iar asta de aici mi-a readus-o. Pentru că e o paletă micuță. Ia uite, încape la mine în palmă. E o paletă micuță, dar, cum se zice, comoara o găsești în lucrurile mici. Ei, cam așa e și cu asta. Comoara este găsită în Shake Your Palm Palms. Atât am avut, dragii mei, de zis despre Shake Your Palm Palms de la Too Faced. M-am grăbit să filmez clipulețul și vreau să-l postez în acea zi pentru că știu că este o paletă care dispare din stoc, mai ales acum când am anunțat și eu pe Instagram că este redusă la buri. Sper de asemenea să nu fie ediție limitată, pentru că dacă aș termina din nuanțele din interior, mi-aș dori să o găsesc sau o recumpăr. Chiar și cu 22 de lire cât este ea normal. De redusă mi se pare un preț foarte bun pentru 8 nuanțe, atât de versatile, atât de calitative și atât de frumoase. Vă las acum, dragilor, în companie tutorialului de machiaj pe care l-am realizat eu și sper să vă placă. Cred că am repetat cuvântul îmi place astăzi de 1000 de ori. Dar chiar îmi place pălțica și nu am ce să fac decât să o recomand din toată inima mea. Dacă v-a plăcut clipulețul de astăzi, nu uitați să-i dați un like, nu uitați să vă abonați pe canalul meu dacă nu ați făcut-o deja. Pupici mulți din partea mea și o să ne vedem clipulețul următor. Pa, pa!